Războiul ruso-ucrainean declanșat de Kremlin a ajuns în cea de 174-a zi. Forțele militare ale Kievului au raportat atacuri masive ale invadatorilor și tentative de a prelua controlul asupra mai multor orașe din estul țării. O explozie puternică s-a produs la un depozit de muniție din Crimeea. Între timp, după noile bombardamente din apropierea centralei Zaporojie, președintele ucrainean Vladimir Zelenski cere lumii să nu cedeze șantajului nuclear. În noapte de 16 august, trupele ruse au tras cu rachete spre Kramatorsk și Curahovo. Au bombardat Constantinovka și Slaveansk în regiunea Donetsk, iar în regiunea Herson se opun atacurilor forțelor ucrainene în încercarea de a-și menține pozițiile. Situația este stabil dificilă în comunitățile din districtele Kahovka și Berislav, unde mai multe așezări sunt aproape distruse în urma luptelor, iar terenuri întinse de păduri și câmpuri au fost cuprinse de incendii. În Donbas, rușii au bombardat o serie de așezări, inclusiv Avdeevka, Ceasov, iar Nicolae ca și Slaveansk. Cel puțin un om a murit, iar alții doi au fost răniți în regiune în ultimele 24 de ore. Explozii puternice au răsunat în dimineața zilei în localitatea Maiskoye, din Crimeea ocupată. Potrivit agenției de presă TASS, care face referire la Ministerul Rus al Apărării, un incendiu a izbucnit pe teritoriul unui amplasament de depozitare temporară a muniției într-una dintre unitățile militare. În urma incendiului, muniția depozitată a detonat. Există pagube la clădiri rezidențiale, anunța așa zisele autorități din peninsulă. Cel puțin 2 oameni au fost răniți, iar alte peste 3.000 de persoane au fost evacuate din împrejurimi în timp ce muniția continua să explodeze. Ministerul Rus al Apărării a raportat că incidentul ar fi rezultatul unor acțiuni de sabotaj, în timp ce ucrainenii, deși nu recunosc oficial atacurile, au dat de înțeles că s-ar afla în spatele loviturilor. Ceva mai devreme, în aceeași zonă, a ars o instalație a unei stații de transformatoare electrice. Suntem în stare de urgență. De îndată ce detonațiile vor sfârși, comisia va inspecta toate gospodăriile avariate, urmând a fi acordată toată asistența necesară. Dacă focul continuă noaptea, accesul în zonă va rămâne restricționat și va fi întărită paza. Toată munca serviciilor este organizată corespunzător. Auzim că detonarea continuă, este suficient de puternică. Obuzele sunt împrăștiate pe câmp, astfel că va fi necesară și intervenția geniștilor. Ucraina a cerut noi sancțiuni împotriva Rusiei și a subliniat consecințele catastrofei de la cea mai mare centrală nucleară din Europa, Zaporojie. Președintele Volodymyr Zelenski a îndemnat țările lumii să nu cedeze în fața șantajului nuclear și să oblige Federația Rusă să părăsească centrala și orașul Energodar. Trebuie să trecem de la discuții și apeluri la noi sancțiuni dure împotriva Rusiei, împotriva Rosatom și a întregii industrii nucleare a statului terorist. Toate trupele ruse trebuie retrase imediat și necondiționat de pe teritoriul centralei și din zonele învecinate. Dacă acum lumea nu dă dovadă de putere și hotărâre pentru a apăra o centrală nucleară, va însemna că lumea a pierdut, cedează șantajului nuclear și acesta poate fi un precedent de care vor profita alți teroriști. 5 străini sunt judecați drept mercenari de către separatiștii din Donetsk. Procesul intentat împotriva 3 britanici, un croat și un suedez a început ieri la așa zisa Curtea Supremă din regiunea separatistă DNR. Conform agenției RIA Novosti, 3 dintre aceștia sunt urmăriți penal pentru tentativă de preluare cu forța a puterii și pentru participare la un conflict armat în calitate de mercenari și riscă pedeapsa cu moartea. Luptătorii străini ar fi fost luați prizonieri în zona portului ucrainean, Mariupol, asediat și bombardat săptămâni întregi de către armata rusă.